O conferință de presă pe tema lipsei apei potabile a avut loc luni. În ciuda nemulțumirilor cetățenilor privind gestionarea acestei situații, conducerea APASERV susține că toate deciziile luate până acum au avut drept scop confortul cetățenilor. Mi-am dorit să fiu un reprezentant al companiei județene APASERV pentru o corectă informare a cetățenilor municipiului Roman și pentru a elimina din spațiu public toate informațiile și supozițiile emise de persoane neautorizate. Vă propun ca și format, într-o primă etapă, domnul Bogdan Curcudel să ne prezinte situația în ceea ce privește problema apei la Roman, să adresați dumneavoastră din partea mass mediei întrebări punctuale legate de acest subiect, după care să intrăm în celelalte probleme ale primăriei municipiului Roman. Domnul Curcudel, vă rog. Bună ziua! După cum știți, avaria s-a produs miercuri după amiază. Noi de miercuri am dat un comunicat prin care am specificat că consumul este foarte mare de apă în Roman. Pânza freatică și puturile sunt la valori minime și propuneam oprirea pe timp de noapte, de la ora 12 la ora 4, pentru a reface nivelul în rezervat. Dar între timp, miercuri după amiază la ora 17:40, s-a produs acest eveniment. Miercuri am stat și am intervenit, pentru că nu știam, sunt două conducte, una premo de 600 de beton, una de 500 de oțel. Am izolat problema. Joi am început iară să lucrăm la conducta respectivă, am remediat-o în situația cum am remediat-o noi și vineri la prânz am început iar să curgă mai încolo. Am avut două soluții. Ori opream apa de tot și durea 3-4 zile până se remedia, până se umpleau rezervoarele, conductele se goleau, ce era, ori să dăm apă cu un program. Ne-am gândit, pentru că trebuie să asigurăm apă la spital, la centru de analiză, școli, grădinițe, instituții și tot ce trebuie. Și am ales varianta apă cu țărâi, cum s-ar spune. Acum de dimineață echipele lucrează și astăzi vor remedia defecțiunea. Că au atins-o în două, în trei, în patru locuri câte mai fi, astăzi le vom rezolva. Dacă vreți întrebări, că mai... Păi nu, eu aș vrea și punctual să explicați acest procedeu prin care dumneavoastră efectuați aceste reparații, necesitatea de timp sau durata de timp necesară pentru reparația la conducta Premo din beton și de asemenea să ne spuneți dacă pe locul unde ați efectuat aceste reparații au mai apărut probleme sau nu. Deci, joi au fost două spărturi pe conducta respectivă. Le-am remediat. Deci, pe partea respectivă nu mai vine nici un pic de apă. Cum să vă explic? Firma respectivă, nu-i dau numele acum, nu are niciun relevanță numele firmei, făcea foraj dirijat pe sub niște trotuare de beton. Ea a atins țava numai la mufă, din 4 în 4 metri. Noi am căzut numai alea două. Oprind apa, n-a mai venit apă. Dar când am dat nou drumul la presiune, a început să curgă. Și am ales soluția respectivă să dăm apă cu program. Programul care l-am făcut, l-am făcut să acumulăm și apă în rezervor. Noi acum avem, s-a oprit acum alimentarea cu apa orașului. Deci din Roman acum nu mai intră nicio picătură de apă în captare. Dar noi avem în rezervoarele de la gară și la episcopii apă să dăm după amiază. Dacă noi remediem acum avaria, zicem, după amiaza asta, noi vom putea porni de abia mâine dimineață să trimitem apă spre Roman. Și noi avem o rezervă care am făcut-o sâmbătă și duminică, să dăm și apă după amiază. Programul încă nu știm exact să vă spun, dar o să-l dăm pe site-ul companiei județene, prin mass media, prin primărie și
alte căi. Deci, practic, decizia pe care compania județeană a luat-o s-a bazat tocmai pe crearea unei rezerve știind că mai există o avarie. Care am descoperit-o vineri la prânz. Oportunitatea, să spunem, era sau soluția identificată a fost aceea de a furniza totuși pe perioada weekendului, când lumea stă mai mult acasă să se furnizeze apă după un program. Ieri, în mod normal, compania județeană avea capacitatea tehnică, din câte am înțeles, să furnizeze program normal. Da. Însă nu mai reușeau să acumuleze și o rezervă de apă care să permită furnizarea de apă după amiază. Cel puțin două ore am înțeles că aveți o rezervă suficientă pentru a oferi posibilitatea romașcanilor, atunci probabil când vin de la serviciu, în jurul orei 17, să se pornească. Nu știu dacă ați observat, dimineața am dat drumul de la 5:30. Am spus, lumea se trezește, merge la serviciu, la școală, până la 9:30. După aia, încercăm. Da. Da. Și iarăși cred că trebuie explicat că e o durată de timp necesară pentru încărcarea instalației. Faptul că se pornesc pompele la o anumită oră, nu ajunge apa instantaneu, bănuiesc. Exact. Dar depinde de zone și de zone. Păi tu, v-am explicat. Asta vă spun. Dacă lucram în weekend, conducta se golea total. Și aducțiunea, și rezervoarele. Golindu-se, noi lucram poate sâmbătă, duminică, și încărcam și porneam luni sau marți. Pe spital, trebuia pe centru dializă, școli, grădinițe. Da, dar aceste rezervoare pe care le puneți dumneavoastră, cât le iați în care? Dacă în captarea Cildești-Simionești pânza freatică a scăzut, ele se încărcau poate în 10 ore, în 12 ore, acum durează poate 24 de ore, 30 de ore. Și după ce vom remedia defecțiunea astăzi, tot o să dăm apă cu program până la sfârșitul săptămânii. Dacă am înțeles bine, miercuri avarie, că da. Descoperit, da? Da. Joi am muncit. Joi încă două? Nu. Joi am muncit, le-am remediat. Bine la prânz. Da. Deci eu ați identificat miercuri și să rezolvăm voi. Miercuri noaptea, spre dimineață le-am identificat. Haideți să luăm, că nu înțeleg, da. Câte spărturi au fost și nu. Haideți să vă spun eu că eu am fost prezent acolo chiar de când a apărut avaria de miercuri și am purtat discuții cu reprezentanții APASERV. Ei, practic, toată noaptea au lucrat și au săpat, au avut și motopompe și au tras apa și au identificat prima dată conducta care a fost avariată și începând de joi dimineață, imediat după identificarea acestor avarii apărute la mufele de îmbinare, au început lucrările de reparație. Și manevrele respective. S-a turnat betonul undeva spre după amiază, la ora 6 după amiază. Din câte am înțeles, termenul de așteptare pentru întărirea betonului este de 6 ore, după care s-a început introducerea de apă în rețea. Vineri după amiază a mai rezultat încă o avarie, tot probabil în urma furajului orizontal, la care se intervine în această dimineață. Ce am încercat noi să vă explicăm? A fost o decizie de oportunitate, adică ori lăsam sâmbătă, duminică, în totalitate orașul fără apă și se lucra pe această a treia reparație, sau am furnizat apă cu program pentru a asigura pe perioada weekendului cu un program apă pentru toți cetățenii, inclusiv refacerea rezervelor de apă și la spital și la hidranți. În același timp însă, din această dimineață s-au reluat lucrările pentru reparație, asigurând o rezervă de apă și după amiază să putem furniza în român. Bun, corect. Și dacă dumneavoastră descoperiți încă vreo 3 mansoane afectate, se va interveni pentru reparație. Nu. Am mers 100 de metri, dar noi am săpat acum la 16 metri. Deci n-a atins 4, nu le-am atins. La următoarea, de la 16 metri am întâlnit-o din nou. Deci mai sunt maxim 2. Și dacă ați rezolvat 2 atât de greu, credeți că veți rezolva astăzi tot? 100%.
Dacă sunt doar astea care s-au descoperit. Deci, păi, maxim două pas mai fi atât. Pentru că noi... Deci, pe lungimea. Păi nu, dar pe lungimea pe care au săpat, practic, apă nu mai vine din spate de unde s-au făcut remedierile pe cele două și nici la îmbinări. Îmbinările sunt din 4 în 4 metri. Și fiind din 4 în 4 metri, noi am început, da, am început dinspre Pildești, spre Cordun. S-au remediat cele două, apă nu mai vine și următorul e undeva la vreo 16 metri de ultima avarie. Deci, noi l-am de unde izvorăște apa acum? Firma subcontractare de la Râmnicu Vâlcea și am spus, spune-ne adevărul. Ei au simțit. Am atins-o odată, aici. Și ne-am spus, domnule, mai simțiți că am atins-o odată aici. Și acolo săpăm acum. De unde? De altfel și izvorăște apa. Da. De cine v-a sunat? Cum adică? În legătură cu avarea care v-a sunat cineva... Da, da. Șantierul m-a sunat. Da. M-a sunat la 7:45, cred că era. Sau nu știu. Miercuri, da. Dar nu știu exact ora. E posibil. 7, în jurul orei 17. Asta nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Nu, nu, e conducerea companiei. Companii, biroul juridic din la noi. Cu siguranță vor face un dosar de la un. Este beneficiar lucrării. Ok, și-a dat probabil la vizită de lucrare. Și nu am dat aviz de lucrare, dar și nu aviz de lucrare. Dar dumneavoastră nu aveți, probabil, arhiva cu planurile, cu traseul... Cum să duc? Avem. Avem. Dar primăria o are? Păi nu, dar primăria a cerut aviz de la APASERF. Deci au primit? O aviz, da. Nu avizul, și planul de conducere? Sau desenat, deci desenat. Da, da. Deci, dar, normal, trebuia să meargă bine. Dar știți cum e? Mergea bine, dar gândiți-vă, este un foraj dirijat. Este un strege, un strege, este o piatră, îl dă, deviază, 10 cm, 20 cm. Deci nu au ales să meargă la o distanță mai mare de pământ. Dacă veți citi avizul care l-a dat APASERF, ne-l scrie 10 metri distanță. Și i-au forat la fel. Deci la interviurile astea i-au plătit firma care a făcut... Nu știu să vă răspund. Și i-au plătit la copreru? Dar știți care este volumul de piatră? Am putea face un cald. Se poate face o estimare. Da. Câteva așa, știți? Câteva... Poate 1.000, 2.000 de metri cubi. APASE vă se plătească momentan. Este apă tehnologică. Este apă tehnologică. N-a decât costurile de exploatare. Exact. Deci care este dată până acum așa nu puteți spune. Că acolo a fost un bun. Am fost alături de fapt atunci am văzut. Deci noi avem în fiecare zi, luăm analiză. Chiar și pe Facebook am văzut că a pus că apa e cancerigenă, nu știu. Deci avem analiză în fiecare zi. Apa este potabilă. Avem un laborator de apă potabilă, acreditat de Ministerul Sănătății, în care apa este potabilă. O să punem și noi buletine de analiză și de vineri, și de sâmbătă, și de duminică, din fiecare punct a orașului din Sorun. Revin la întrebare. Cine suportă toate intervenirea asta? Păi, eu cred că s-a spus foarte clar. Eu l-am auzit pe domnul Curcudel pe parte tehnică legată de avarie. E drept că departamentul juridic, comercial, conducerea societății este la Piatra Neamț și cred că acolo veți găsi răspunsurile. Eu am în continuare cu domnul Curcudel o întrebare. Eu în curs de zile de zi, probabil, nu știu, erați acolo, nu erați acolo la fața locului, l-am sunat continuu, pentru că am avut materiale de făcut și trebuiam să primesc niște explicări. L-am sunat pe domnul Angeli să nu mi-a răspuns. Am sunat la dispeceratul APASERF-ului și mi s-a comunicat în felul următor. Aveam depus câteva întrebări ca să nu informez greșit, mai ales că Facebook-ul explodase de acuzații la adresa municipalității, la domnul primar. Dar ce vină are primarul? Dar ce vină are primarul, doamnă? Dar aici n-are nicio treabă domnul primar, deci încasează niște lucruri nemeritate. Păi nu, vis-a-vis de acest lucru... se comunice, fie pentru comunica de presă, de aia fie, și dispecerul mi-a spus în felul următor, domnul Angeluța are telefonul dumneavoastră, o să vă contacteze și o să vă răspundă la întrebări. Nu mi-ați răspuns dumneavoastră că tot telefonul închis, așa nu m-am răspuns, ceea ce nu mi se pare într-o o criză de aceasta, nu mi se pare... Deci, dar ce întrebare aveați dumneavoastră? Deci, voiam să știu, credeți că va ajuta ieri, dacă vă spuneam că 100 de metri cub sau 200? Da, întrebat, dar că am materialul care s-a rezumat la tot ceea ce a fost pe Facebook și toate se spăgeau în capul domnului Jumar, care aici chiar nu are nicio vină. Nu are nicio vină. Chiar nu are nicio vină. Și APASERF are o vină? APASERF are vină. Ce vină are? Nu.
Eu din punctul meu de vedere... În loc să fie distanță de 5 metri, a fost de 5 centimetri. Așa, de ce n-au observat? Asta trebuie să întrebați la primăria Cordun. Ei sunt beneficiarii lucrării. Ei au angajat dirigintele. Da. Și noi la fel. La fel la primăria Cordun, că ei vă dau... Ei vă dau răspunsurile. Nu, legat, numai o secundă, vreau să fac câteva clarificări. Într-adevăr, și eu am, și domnul Curcudel aici de față, dar la fel, el e doar un angajat pe parte de execuție pe zona de est a județului. Într-adevăr, și eu am reproșat în mai multe rânduri slaba comunicare din partea companiei județene Apa Serv în ceea ce privește informarea cetățenilor. De aceea, dacă ați observat, noi Primăria Roman am preluat această parte de comunicare și de informare a cetățenilor. Pe de o parte, fiecare să cunoască realitatea, să-și facă rezervele de apă necesare pentru perioadele de timp cât nu este furnizată apa potabilă. În același timp, însă, am asigurat prin colegii mei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în mai multe zone din oraș, acele containere cu apă, apă menajeră, apă care poate fi folosită doar în scopuri de uz pentru menaj, și am asigurat și către centrul de dializă, pentru centrul de dializă am dus apă potabilă din rezervele noastre, de asemenea am mai avut solicitări din partea mai multor asociații și de asemenea am avut și apeluri la numărul de telefon 0233-94 la dispeceratul Poliției Locale, punctual cazuri de persoane în vârstă care nu se puteau deplasa, cărora noi le-am dus apă potabilă și apă menajeră. Serios, îndreptat către Roman. Ați văzut că și pe Facebook se punea un problem, dacă în cei voi câți de ani sunt, de când am avut regim continuu, dar fi făcut investiții cât de cât, n-am mai fi ajuns acum în situația că iată să ne aflăm în plan de iarnă și să nu știm dacă vom avea armă regim continuu la iarnă. Nu duceți discuția într-o zonă de asta de panică generală, că nu e cazul. Da? Am mai văzut comparații cu Bacău, cu Oneștiu, sunt lucruri total diferite, iar Romanul, exceptând acea perioadă cât a trebuit să se întărească acel beton la reparație, ulterior a beneficiat de apă. Că s-a furnizat cu program e un alt subiect și cred că am explicat destul de clar. Deci, aici toată conducta de aducțiune de la captarea Pildești-Simionești va fi schimbată. De asta s-a ales soluția de a băga conducta primăriei prin trotuar, pentru că conducta aia va rămâne în pământ, dezafectată. Deci rețeaua se va face rețea nouă. Deci de la... Condus Simionești va fi schimbată toată pe programul ăsta POIM. Da? Deci, inclusiv puțurile... Păi, din Pildești până în Roman, respectiv autogară, respectiv 20, episcopii. 20 de kilometri. 35 de kilometri, deci, cred că sunt. Stați să vă explic. Se va construi un rezervor de 5.000 de metri cubi la episcopii. Se va reface altul nou. Unul nou. Da. Încă unul nou de 5.000 de metri cubi la gară. Se va mai fora încă 50 de puțuri noi. Deci, dinamica a crescut în 1960, se consuma 10 litri de apă pe oră. Acum se consumă, să spunem, 100 de litri de apă. Deci, trebuie să mărim și area de captare în Pildești-Simionești și rezerva de apă a orașului să fie mult mai mare decât este acum. Deci, astea sunt pe hârtie. Se pot verifica oricând. Așteptăm banii europeni. Aici, numai o secundă, vreau eu să mai punctez ceva, că mi se pare foarte important. Romanul, prin dinamica aceasta de dezvoltare, a avut niște necesități și banii europeni au fost în funcție de perioadele de finanțare. În 2007-2013 s-a investit foarte mult pe parte de canalizare pentru a asigura rețele de canalizare pe toată raza municipiului Roman, pe toate străzile din Roman și în același timp mărirea stației
de epurare la noile dimensiuni și, bineînțeles, modernizarea acestei stații de epurare. Cred că în momentul de față, stația de epurare de la Roman este cea mai modernă din toată Moldova. 100%. Odată rezolvate aceste probleme de eliminare a apelor uzate, în următorul program și în actualul program de finanțare în care ne aflăm 2014-2020, reprezentanții primăriei municipiului Roman împreună cu reprezentanții APASER și cu proiectanții, am gândit modernizarea sistemului de aducțiune a apei la Roma și modernizarea puțurilor de la Pildești. Este un proces firesc, dacă vreți acesta, din câte am înțeles, proiectul, studiul de fezabilitate se află deja în evaluare și cel mai probabil anul viitor va intra în procedură de licitație și execuție a lucrărilor. Ceea ce înseamnă că vom avea întreg sistemul de aducțiune modernizat. Așa cum a spus și domnul inginer Curcudel, preocupările nu au fost numai pentru aducțiune, ci și crearea unor rezerve suplimentare de apă. Și atunci primăria municipiului Roman a dat către compania județeană APASER terenul necesar realizării acestor investiții. De asemenea, primăria municipiului Roman a concesionat de la primăria Cordun tot terenul necesar pentru introducerea acestei rețele noi de aducțiune. Deci preocupări și puțurile, bineînțeles, preocupări din partea noastră există. Dar în condițiile în care, și dumneavoastră știți foarte bine realitatea, păi 2014 nu s-a tras nimic din banii europeni, pentru că n-au fost gata ghidurile. 2015 la fel, 2016 la fel, 2017 la fel. Păi nu am început să tragem bani abia din 2018, când au finalizat ghidurile de finanțare. Și aici, pe Poim, sunt foarte multe întârzieri, la fel, din cauze birocratice. La spital am refăcut în permanență, în momentul în care s-a reluat furnizarea apei, în permanență am refăcut rezervele de apă. Avem rezervoare de apă la spital. Asta vreau să vă întreb, domnule, dacă s-a materializat acea investiție potrivit telefon în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în care spitalul e obligat să aibă rezervare? Da, are rezervare. Asta vă spun. La standard de acolo, da. Și de apă? E apă potabilă a orașului. Și de spitalul n-a duvelor? Nu. Dar dacă lăsam încă două zile să interveneam sâmbătă, duminică, bineînțeles că rămânea și rezerva să termina. De asta am spus. Intervenim, dăm apă cu program, își reface toată lumea stocul rezerva de apă, inclusiv spitalul, inclusiv centrul dializă, sunt oameni care merg la dializă. De asta am luat decizia. Noi am asigurat, în perioada în care a fost luată apa mai mult timp, am asigurat noi de la primărie alimentarea cu apă la centrul de dializă. Și avem apă, am vorbit deja cu conducerile unităților de învățământ și chiar am vorbit cu colegii mei de la Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență să ia punctual fiecare unitate de învățământ. Dacă sunt probleme în anumite locații, să intervenim și să ducem noi apă. Credeți la ora asta, în hidrante, există apă? Nu. În hidranții APASER-ului nu, însă avem noi stația, avem noi un hidrant aici pe care îl alimentăm dintr-un puț făcut de primăria municipiului Roman, unde inclusiv pompierii alimentează. Pompierii poate să alimenteze din rezervoarele noastre. Sau din rezervoarele de la... Deci, ori de la gară, ori de la episcopie, de asta zic, rezervoarele nu sunt goale. La 1,50 m, istas să rămâi, avem apă pentru, Doamne ferește, să întâmplă ceva. Deci, 1,50, preocupările noastre au fost întotdeauna rezervoarele de la spital și rezervoarele apa serv, de unde, în caz de ferească Dumnezeu ceva, se poate alimenta. Cum apreciați ieșirea domnului Tatălai? Am o rugăminte. Haideți să finalizăm cu domnul Curcudel, după care intru eu. Nu, lăsați că alea... Care sunt etapele, dacă vreți să explicați? Nu ați să finalizați astăzi acolo. Da. Vor primi romașcane câteva ore după anul. Corect. După care, dacă vreți să ne explicați, ce mai presupun? Poate săptămâna o să fie acolo. Da, eu presupun acum că o să facem program. Depinde când terminăm astăzi, în cât timp începem să pornim, cât se acumulează, pentru că nu avem apă în...
Și după aia vom lua niște decizii. Asta vreau să explicați. Dacă terminați lucrarea la ora 20, cât presupune ca timp să umpleți din nou rezervoarele, conductele să se umple, ca să își facă idei romașcanii peste... Eu din câte, dacă vreți să intervin eu aici, eu din câte am înțeles, varianta cea mai pesimistă este furnizarea în următoarele 3 zile cu program. Cu program. Varianta cea mai pesimistă. Dacă consumul nu va fi exagerat, pentru că și aici iarăși e foarte important, pentru că un consum exagerat duce la diminuarea rezervelor de apă. Bun, așa este, dar știți cum e, și aici poți să o refolosești, poți să te speli pe mâini în același... Adică să încercăm și un consum echilibrat. Cu atât rezerva va fi... problema va fi foarte mare pentru noi. Când oprim pornind, vom avea mai multe avarii pe oraș. Haideți să întrebați, mâine va fi apă în oraș? Mâine? Da. Dar cu program va fi mâine. Okay. Da. Veți reuși să... Care dați drumul la apă, spune-mi o secundă. Când dați drumul la apă, e posibil ca țeava aia să pochească în păr? De asta vă spun, manevrele facem ușor, dăm drumul, așteptăm, aerisim, că așa apeși un buton și o porneți. Nu. Deci manevrele astea durează 3-4 ore, pe kilometri întregi. Deschizi o vană de 600, nu, ca la robineta aia apăsat și s-a deschis. Deschizi ușor, lovituri de berbec, dai drumul o tură. Deci sunt niște manevre care se fac treptat. E posibil să apară întrebarea colegului? Nu. Așa au început să apară avarii? Din cauza pornirilor și opririlor. Deci noi am încercat să nu mai facem treaba asta. Pentru deci că... avariile sunt tot de acolo, din cauza așa ce s-a întâmplat. Oricum se puteau întâmpla dacă noi opream apa noaptea. Deci oricum se întâmplau și astea. Asumasem și riscul ăsta. Deci e colaborată cu spărtorul, asta e altă poveste. Dar ne oprim dând presiuni constante 24x24, important e să nu apară avariile pe instalațiile de transport. De exemplu, cum este cea acum de pe Anton Pan, unde deja se intervine și acela reprezintă un pericol. Restul, toate celelalte avarii care apar, se pot izola, nu-i... Domnul director, să face vorbire doar de o țeavă. Mai există variante pentru alimentarea orașului cu apă? Pentru că discutăm numai pe țeava asta. Dacă pică orașul, da, nu mai există altă variantă. Roma nu se alimentează numai din țeava asta de 600, se mai alimentează din o țeavă de 500, din o țeavă de 800, deci nu... Și de ce nu s-a reușit acum? Dar nu... S-a oprit alimentarea pe țeava respectivă și s-a alimentat orașul pe țeavă de ceilalți. Păi am încercat să o izolăm, deci de asta, nu știu, cine a filmat acolo, a văzut un debit de apă. Debitul ăla de apă, dacă erau vanele deschise, era mult mai mare. Deci noi am izolat segmentul respectiv, dar... Pe o conducă de 800 nu poți să alimentezi tot orașul. De asta sunt 3-4 conducte. De exemplu, în momentul ăsta, rezervorul de la Episcopie se alimentează. Nu se alimentează rezervorul de la gară, dar ăsta de la Episcopie acum se alimentează. Conducta aia directă care s-a spart odată pe la favorit? Nu. Care s-a spart la Petrom, în față, care s-a spart acum 4-5 ani, cred că tot așa un șantier o agățat. La spălăturie. Da. Păi tot împoim. Împoim. Tot aici. Dați vă spun. Da. Mai aveți în vedere trecerea romanului la Pantan? Mai există? În momentul de față, nu. Și vă și spun de ce. Costurile pentru trecerea de la compania județeană Apa Serv către Apa Vital ar fi fost foarte mari, pentru că Romanul a beneficiat de niște finanțări europene și în continuare suntem prinși pe acest poim nou cu sume foarte mari de bani. E vorba de câteva zeci de milioane de euro care vor intra, 40 de milioane de euro care vor intra ca și investiții directe pentru Roman. Doi, am analizat mai bine structura de preț a companiei Apa Vital. Aparent este un preț avantajos, pentru că are un tarif mai mic la serviciile de furnizare a apei și de eliminare a apelor uzate. Însă, ceea ce nu este vizibil și are în structura de cost compania Apa Vital este apa meteorică. Acea apă pluvială, dacă vă aduceți aminte, care până în anul 2009 se plătea la Roman. Ori, punând și aceste
costuri cu apa pluvială, tariful ar fi ajuns mult mai mare. Atât pentru, și acest tarif se aplică persoanelor juridice. Ce înseamnă persoane juridice? Instituții. Primărie, instituții publice, societăți comerciale, dar și asociații de proprietari. Deci toate asociațiile de proprietari aveau un cost suplimentar în plata acestei ape meteorice. Care... Singurii care nu aveau de suferit de pe urma plății apei meteorice ar fi fost locuitorii de la case. Dar în rest, toți ceilalți ar fi plătit. Păi, vorbeam cu domnul Curcudel când a fost o ploaie, cred că asta devine. S-a făcut, de vinerea trecută, s-a făcut un calcul la parcarea de la... De la Carrefour. De la, da? Carrefour, pentru ploaia de vineri, ar fi trebuit să plătească 28.000 de lei. Dar în condițiile în care apa asta care o plouat vineri sau când, tot în stația de depurare la Roman a ajuns, pe care apa se consumă curent, soluții. Adică, cert este că nu reprezintă un avantaj economic și riscam să pierdem și poimul, pentru că nu eram nici la apa serv, nici la apa vital și pierdeam cei 40 de milioane care se duceau în investiții. Vreau să nu invitați întrebarea, să-mi spuneți cum apreciați declarația sau solicitarea... Deci, rugămintea mea, haideți să terminăm cu domnul Curcudel, după care intrăm pe celălalt. Că vă răspund la... Dar nu are treabă cu domnul Curcudel. Ideea alta. Vreau să vă întreb când a fost ultima oară obsesie cu doamna Roman din cauza căreia să se cred că acum vreo 5-6 ani, dacă mi-am așa, cred că 4-5 ani. O mai fost dat cu programul în apă. Exact, miercuri. Deci noi în fiecare dimineață avem nivele... Miercuri. Miercuri în cursul zilei s-a anunțat că în noaptea de miercuri spre joi urma să se ia... Nu, e... Deci dacă vă uitați pe site-ul primării... Nu, n-am nicio legătură. Scădere. Dar așa și este. Deci dacă nu are absolut nicio legătură. Nu are absolut nicio legătură. Avaria a apărut după amiază, mult mai târziu după anunțul companiei și de dacă vă uitați, aceeași situație este la Târgu Neamț, la Vânător, Răucești, nu au avut apă de miercuri până sâmbătă. Pe site-ul companiei puteți vedea exact toată... Da, doamnă, ploaia o plouat la Roman. Nouă ne-ar trebui ploaie la Suceava, la... Deci debitul Moldovei trebuie să crească. Asta e problemă, deci mai trebuie să stăm în situația asta și după vedea avarie. Sperăm că nu. Nu, în cel mai rău caz, dacă vor mai fi pe acel interval de 12 noapte, 4 dimineață pentru refacere. În cel mai rău caz. Nu, doamne, stați la iarnă. La iarnă e altceva, nu e... Vin ploile, sezon de... Că joi ați reparat, că ați rezolvat problema la țeava de la Simionești, unde erau două... Da, da. Dar am fost acolo pe teren și de acolo îi florește, după ce ați reparat, ați pus înapoi pământul, beton, da. Dar îi florește. Nu, dar iese mai dincolo. Ea vine mai de la vale, acolo și-o găsit loc apa, că apa asta iese unde îi găsește loc. Deci acolo vine, spuneți că vine din... Dinspre cordon. Dinspre Pildeș nu mai sunt probleme. Nu. Și vreau o întrebare pentru domnul primar. Știu că furnizați la școli apă, și dar v-ați gândit dacă problema se înrăutătește pe patru să cere să se închidă... E o decizie pe care trebuie să o ia inspectoratul școlar județean, dar eu nu cred că se ajunge acum. Nu. Având în vedere toate, eu am stat în permanent contact cu reprezentanții apa serv, repet, de când a apărut avaria, chiar de la, m-a informat domnul Curcudel, imediat ce a fost și el informat, am fost prezent pe teren, m-am întâlnit cu echipele apa serv, au venit și cei din conducerea județeană apa serv, ne-am întâlnit la fața locului. La cum arată situația în momentul de față, exceptând acest, să spunem, dezavantaj al furnizării cu program, nu sunt alte probleme. Delegația în Franța este stabilită de, cred că, de o lună jumătate? Nu. Eu aici cred că cel mai important să vedem cum trecem peste ziua de azi. Dar după care se va lua... foarte bine.
chiar dacă eu plec 100%, plec și dumneavoastră, dacă mâine vă îmbolnăviți sau plecați în concediu, este cineva sigur care vă poate ține locul, nu? Nu? La ea mai puțin. Nu știu, dar eu spun da. Deci sigur e cineva care îmi ține, îmi va ține locul. Decizia o vom lua după ce trecem ziua de azi. Deci nu întrebați la Piatra Neamț, cred că am stabilit director, că nu. El nu are competență pe linie juridică economică. Competențele lui strict pe parte operațională. Dar dumneavoastră, opinia de asta e ca primar, administratorul al municipiului și romașcanii toți pe care îi aveți în grijă, sunt direct afectați de povestea asta. Sunt de acord cu dumneavoastră și vă dați seama că nimănui nu-i convine situația creată, însă compania județeană APA Serv este o companie a județului și care are o conducere actuală care trebuie să rezolve aceste probleme. Și eu sunt frustrat și eu sunt supărat de ceea ce s-a întâmplat, dar în momentul de față poziția mea este aceea de a gestiona această situație de criză. După ce gestionăm situația de criză, sigur vom purta și celelalte discuții. Nu există... Adică, în momentul de față, eu nu simt o satisfacție din a, nu știu, să aflu că, virgulă, compania l-a dat în judecată pe ăla să-i dea nu știu ce sumă de bani. N-am nicio satisfacție în momentul ăsta. Asta se încearcă. Deci, pe mine mă interesează în momentul de față gestionarea acestei crize. Unu, prin alimentarea și ducerea apei către cei care au nevoie, în plan secund, APA Servu să remedieze defecțiunea și ulterior să intrăm într-un program normal de furnizare apă. Păi, și eu... Dar tot la fel interesează și revin când a spus momentan APA Servu să plătească volumul. Păi, nu, dar e vorba ca principiu, da? Am costurile de... Ce se va întâmpla? Tot la fel, la Piatra Neamț, că... Nu, aia nu poate face nici primarul de la Roman, nici inginerul de pe parte de... Nici atât. Și în parte de acele servicii, aștept măcar niște scuze... Bun, acele ar trebui, știți cum, scuzele ar trebui să vină de la cel care a produs avaria, dacă vreți. Luând după aia corect. Vor veni? Ia întrebați. Știți cum, ca și cum un terț produce nu știu ce și mă întrebați pe mine dacă l-aș cere scuze sau nu. Nu, stați o leacă, stați. Este un subcontractor care are... Are partea de freză... Subteran. Subteran. Colegul meu vrea să spun așa, dumneavoastră a zis, sunt și eu frustrat și romașcanii. Da, și cu bună dreptate, da. Nu mai frustrați, au suferit și pagube, da? Da, am zis frustrat, supărat. Păi lipsa asigurării unui serviciu e clar că te afectează. Invers, moral, fizic, da? Nu e normal să te adresezi și tu să obții... Ba da, sunt de acord, da. Nu, dar nu pot să o fac. Deci haideți să vorbim pe competențe. Numai eu aș vrea să fie lucrurile foarte clare. Obiectivul meu ca și primar al municipiului Roman astăzi este să trecem cu bine peste această criză. Ceea ce înseamnă alimentarea cu apă a celor care au nevoie în această perioadă cât apa este oprită și în egală măsură monitorizarea companiei județene APA Serv pentru a face cât mai repede această reparație și a relua furnizarea apei la Roman. Acesta este obiectivul meu azi, mâine. De poimine încolo ne ocupăm de altceva, dar haideți să gestionăm problema asta. Este adevărat că atunci când se reia furnizarea apei, există acel gol de aer. Profesor de Berbec, da. Da. Păi va povesti, da. Ce să... nu e adevărat. Aia nu. Lăsați, nu. Nu există așa ceva. Dar știți doar că discuțiile astea le-am avut și la întâlnirile cu asociații. S-a demonstrat tehnic că nu există așa ceva. Pe Facebook se întreba de ce nu apelăm la adicțiunea de la Timișești. Păi da, aia de la Timișești, hai să... Nu mai vorbim. Nu, dar eu vă spun altceva. Și la Timișești sunt probleme cu apa în condițiile în care nu reușesc să furnizeze suficientă apă, pentru că tot din cauza secetei și acolo sunt reduse... A fost criza din vară la Tămășeni. Ați văzut, dacă Iașul nu a putut să asigure
Un debit pentru o comună, cum e Tămășeni. Credeți că asigură un necesar de apă pentru municipiul Roman? Deci soluția este acest POIM pe care noi l-am accesat. Am lucrat, primăria municipiului Roman a făcut toți pașii juridici pe care trebuia să-i facă. Terenul de la Cordun este în concesiunea primăriei municipiului Roman. Plătim o concesiune anuală. Toată modernizarea aducțiunii, a captării și sectorizarea plus rezervoarele de apă sunt prinse în acest proiect. Haideți să așteptăm aceste investiții. După plecarea directorului APA Serv, pe teren, primarul Lucian Micu și-a exprimat nemulțumirile despre această companie județeană, dar și despre situația anumitor conducte din oraș. Apoi s-a discutat despre politică, mai exact despre faptul că Iulian Bulai i-a cerut demisia primarului. Lucian Micu a susținut că, de fapt, USR face jocul politic al Partidului Social Democrat. Eu nu sunt mulțumit, în primul rând, în ceea ce privește partea de comunicare a companiei județene APA Serv și de aceea ați văzut că poate mi-am atras un pic dezaprobarea romașcanilor și prin prisma faptului că m-am implicat în partea de comunicare a acestei probleme. Mi-am asumat acest lucru, voi avea o discuție cu conducerea județeană a companiei, cu cei care sunt factori decizionali, pentru că nu mi se pare normal această lipsă de comunicare sau comunicatele care le fac sau comunicările care le fac inclusiv către dumneavoastră mass media sunt foarte tehnice și foarte vagi. Nu, au mai stat în legătură cu, cel puțin pe care le-am văzut eu acum în legătură cu avaria, m-a nemulțumit faptul că spunea, se ia apa începând cu ora, dar nu se spunea când, program și așa mai departe, de aceea eu m-am simțit dator să intervin, să informez corect pe romașcani cum stau lucrurile, pentru că eu zic că cel mai tare deranjează faptul că cineva nu știe un lucru cât de cât predictibil și să-și poată asigura rezervele de apă necesare. Sigur că acum, în zilele noastre, vă spun eu, orice privare de unele utilități ne afectează foarte mult și, dacă vreți, cred că cel mai sensibil punct este privarea de energie electrică, pentru că acela duce în lanț la mult mai multe lucruri. Dar și acolo, iarăși, o companie privată, o companie în care nu prea poți interveni. Deci, răspunsul meu, da, am o nemulțumire foarte mare legată de partea de comunicare a companiei județene APA Serv, însă, în egală măsură, trebuie să vă spun că m-am bucurat să văd că ei, într-adevăr, chiar au muncit zi și noapte și de câte ori am fost acolo, i-am găsit la fața locului și-au dat toată silința pentru remedierea acestor probleme. Până la urmă, dacă vreți, și ei locuiesc tot în Roman și ei sunt afectați de lipsa de apă și e un interes comun, până la urmă, remedierea acestor probleme. Și de asemenea, iarăși foarte pozitiv, este că au făcut mai multe echipe pentru a și remedia din problemele care au început să apară pe oraș și în special în zonele unde trebuie lucrat fără presiune și aici mă refer la rețeaua de transport de pe strada Anton Pan. Acum a fost ideea de a pune apă menajeră în bere, nu trebuie să fie dezolant absolut deloc. Sunt pubele noi, nouțe, nu au fost folosite niciodată. Erau singurele vase pe care le aveam la îndemână și care nu presupuneau costuri și reacția de timp ca și intervenție a fost foarte scurtă prin această măsură. Scrie apă menajeră, dacă vă uitați. Apă menajeră. Nu știa, amestec, așa trebuie. Eu dată întâi și domnul semile care s-au spart acum până la și după la manevră, sunt semi vechi sau cele de 100 de ani? Da, de regulă sunt cele vechi, cele noi mai puțin cedează. Repet, cea mai mare problemă o reprezintă cea de pe Anton Pan, unde se intervine deja. Toate celelalte vor fi programate ulterior, nu reprezintă probleme deosebite. Ce viitor v-ați gândit la schimbarea Da, trebuie făcut acest lucru, însă tot printr-un program cu finanțare europeană vom vedea ce ne rezervă viitorul exercițiu financiar. În momentul de față ne canalizăm foarte mult pe rețeaua de aducțiune, pe captare și pe crearea de rezerve de apă la nivelul municipiului.
Mulțumesc. Da, eu am venit în altă bară pe care dacă vi se pare normal ca un partid, cum este USR-ul, care vă prezentiți acum, a fost o invitată guvernare, dacă fiți guvernul, în teritoriu să vă ceară demisia. Nu, eu n-am să comentez afirmațiile unui deputat din Parlamentul României. Pe același principiu pot și eu să-i cer domnului deputat Bulai demisia pentru faptul că nu se promovează legea de anularea recursului compensatoriu. Exact pe același motiv. Să-și dea demisia domnul Bulai că nu reușește să treacă prin Parlament anularea legii recursului compensatoriu. Nu. Eu vă spun altceva. Nu. V-am răspuns cu o întrebare, poate am fost și puțin ironic. Eu consider că sunt un om responsabil și mai mult decât atât, mă consider și un om corect. Și niciodată nici nu am mințit oamenii, nici n-am să-i mint și nici n-am să-i dezamăgesc. Nu voi intra în dezbateri din acestea populiste. Unu. Doi. V-am obișnuit și vreau să-mi păstrez același comportament de a nu face politică la primărie, ci doar administrație. Însă, dacă vreți punctual, pentru că am văzut că foarte mult ați insistat, vreau să vă satisfac această curiozitate și să vă răspund în felul următor. Din punctul meu de vedere în județul Neamț, USR-ul face politica PSD-ului. Pentru că eu nu am văzut niciodată USR-ul să atace conducerea Consiliului Județean când s-au împărțit discreționar banii, n-am văzut niciodată să atace conducerea Consiliului Județean atunci când, printr-o ordonanță de guvern, au mutat sarcina financiară de pe județ pe primăria Piatra Neamț. N-am văzut niciodată, nu știu, să vis-a-vis de deciziile guvernamentale, n-am văzut reacții din partea USR. E doar un atac pur și simplu concentrat pe primăria municipiului Romană. Înțeleg că au un interes politic în acest lucru. Foarte bine să fie sănătos și eu campanie îmi fac în campanie electorală când e perioada legală de campanie. Până atunci îmi desfășur activitatea mea de primar. Bun, dar legat de acest lucru, dacă este pe primul obiectiv, dumneavoastră, din punct de vedere politic, ați avut de suferit acum? Da, doamnă, dar eu mi-asum aceste lucruri, însă deci eu nu doamna Urdean, eu nu am un interes politic acum imediat. Pe mine mă interesează ca om responsabil ce sunt să gestionez o criză. Dacă vine cineva și îmi spune că pe perioada asta a crizei, eu n-am asigurat apă la spitale, n-am asigurat apă în hidranți, n-am asigurat apă la dializă, n-am, atunci, da, mă poți acuza de orice, că nu am gestionat prost sau că am gestionat prost această situație. Ori în condițiile în care eu am asigurat apă în toate cartierele din oraș, în condițiile în care niciuna din unitățile publice de pe raza municipiului Roman nu duce lipsă de rezerve de apă, eu zic că mi-am făcut datoria. Chiar am fost și, ați văzut, am dus și apă potabilă acolo unde ni s-a cerut acest lucru. Am creat acest centru de criză în care ne-am organizat cât mai bine pentru eliminarea inconvenientelor. Restul, sigur, mai departe, e o speculație politică, e orice, dacă vreți, orice ce se întâmplă rău într-o comunitate, indiferent că e de competența primarului sau nu, tot în capul primarului se sparge. E, până la urmă, personajul în contact cel mai direct cu cetățenii. Pentru că vă spun eu, un ministru, un președinte Consiliului Județean, un parlamentar, nu are un contact atât de direct cu cetățenii așa cum are un primar. Și atunci, evident, poate să și contabilizeze la capitolul pierderi când apar astfel de situații, dar în egală măsură poate construi pe termen lung o relație de încredere și de parteneriat cu cetățenii din comunitate și rezultatele se vor vedea la alegeri până la urmă. Romașcanii sunt deja sătui de vorbe, promisiuni și comunicate despre avarii, secetă și întreruperi ale apei. De altfel, nici glumele cu trimitere la alte orașe care nu au avut apă săptămâni întregi nu au fost gustate de romașcani, pentru că fără apă înghiți mai greu.